Dimineața tuturor! În vestul țării cerul va fi variabil spre senin, dar în restul teritoriului cerul va rămâne acoperit de nori. La munte va ninge, în centrul țării vor fi condiții de lapoviță și ninsoare, iar în sud și în sud-est precipitațiile vor fi sub formă de ploaie. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, vom revedea soarele în sfârșit, iar temperatura maximă va ajunge până la 5 grade. Șansele să plouă sau să ningă vor fi reduse și în Crișana, unde de asemenea cerul va fi mai mult senin, temperatura maximă se va încadra între 5 și 6 grade. Dacă locuiți în Banat, veți bucura de o zi frumoasă de decembrie, fără precipitații. După cum vedem, avem parte de soare, un soare cu dinți și aici. Temperatura maximă se va încadra între 5 și 7 grade. În Oltenia, după cum vedem, ne vom bucura de o zi destul de frumoasă și senină pentru această perioadă din an. Șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 7 grade în Râmnicu Vâlcea și 8 grade în restul teritoriului Olteniei. În centrul teritoriului țării, după cum ne anunță meteorologii, va ninge, în special în zona montană, în rest vor fi intensificarea vântului, temperatura maximă se va încadra între 0 grade în Miercurea Ciuc și 5 în Deva. În Moldova, un cer acoperit de nori, în contrast cu ce se va întâmpla în partea de vest a țării, aici cerul va fi acoperit de nori, precipitațiile vor fi mixte, lapoviță și ninsoare, temperatura maximă se va încadra între 1 grad în nord în Suceava și 3 grade în Galați. În Dobrogea, intensificarea vântului și, după cum spuneam mai devreme, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie. Va ploua atât în Tulcea cât și în Constanța, iar temperatura maximă se va încadra între 4, posibil 5 grade. În Muntenia, un cer acoperit de nori pe tot parcursul zilei. Astăzi va ploua în sudul teritoriului. Precipitațiile vor fi mixte în Buzău și în Brăila, iar temperatura maximă se va încadra între 2 și 6 grade. În capitală, de dimineață se înregistrau minus 5 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 2, maxim 3 grade. Astăzi cerul va fi acoperit de nori și, ocazional, mai este posibil să plouă slab. Cum am despre vreme, să aveți o zi excelentă!